Cum sunteți fiecare din dumneavoastră? Bine? Mulțumim lui Dumnezeu, Domnul președinte? până aici bine. Bine, toată lumea. Da, ne bucurăm. Cred că acesta este cel mai important, ca toți să fim bine. Cum spuneam înainte, era așa, un fel de hai noroc, sănătate, dorim, sănătate. Nu aveam acel suflet în cuvântul dat sau acel meaning, cum spune engleză, dar acum când îți dorești cineva sănătate, când tu dorești sănătate chiar, ai în vedere cuvântul ăsta după un an și de pandemie. Deci eu propun noi să fim punctuali și să începem acest webinar, această discuție pe problema pădurilor care este foarte mult discutată, nu numai în România și în Republica Moldova, dar în general, peste tot. Și să încep cu un salut și să vă mulțumesc toți pentru că ați acceptat astăzi să fiți aici la această discuție organizată de către Partidul Verde România și Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova și dedicată Zilei Internaționale a Pădurilor. Știm că noi ar trebui să celebrăm această zi în fiecare zi. Dar la nivel mondial, la nivelul Organizației Națiunilor Unite, ziua de 21 martie este Ziua Internațională a Pădurilor. Trebuie să menționăm că ziua de 22 martie este Ziua Internațională a Apelor. Iar ziua de 20 martie a fost Ziua Internațională a Fericirii. Deci, cumva, și la nivelul Națiunilor Unite s-au gândit că fără apă, fără păduri, noi nu putem să fim fericiți. Deci și au fost stabilite aceste 2 zile pentru apă și pentru păduri. Astăzi vom discuta mai mult despre rolul, despre starea, despre ce trebuie să facem ca pădurile să fie menținute, să fie apreciate și noi să ne bucurăm de ele. Deci scopul acestui webinar în Ziua Internațională a Pădurilor 21 martie ne l-am propus ca să fie identic cu cel al Zilei Internaționale a Pădurilor, deci de a crește nivelul de conștientizare a societății, de a vorbi despre rolul și importanța pădurilor în viața de zi cu zi și sigur de a determina crearea și întărirea angajamentului politic pentru realizarea gestionării durabile a pădurilor, atât în Republica Moldova, cât și în România. Deci, poate că discuțiile noastre vor ajunge și la politicienii și la autoritățile care sunt astăzi pe ambele maluri ale Prutului la guvernare și care sunt în procesul decizional. Deci, noi toți cunoaștem că circa 300 de milioane de oameni din întreaga lume trăiesc în păduri. Chiar în păduri trăiesc, iar viețile la peste 1,6 miliarde de oameni depind direct de păduri. Și ele reprezintă habitatul la 80% din speciile de animale existente pe planeta noastră. Deci pădurile sunt ceva foarte, foarte important și este foarte rău că noi nu conștientizăm lucrul acesta până la urmă. Pădurile acoperă 31% din teritoriul Pământului. La nivel european, ele se ridică la, conform ultimelor date, la 27,5% la 31%, mă scuzați. În România, ultimele date care le-am găsit eu ieri pregătindu-mă, sunt 27,5%, iar în Republica Moldova, îndeopște de la 10 până la 12,5% se vorbește că este împădurită. Deci, noi suntem la acest capitol destul de prost și cu toate acestea încă se mai taie, se mai rad pădurile sub zero. Și în principal pentru scopuri agricole în întreaga lume. La noi, în Republica Moldova, vom discuta să vedem care sunt scopurile acestor tăieri. Dar în lume sunt în jurul la 15% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră, se datorează anume acestor tăieri ilicite.
sau poate nu chiar nu ilicite, dar acestor tăieri de păduri. Da. Pentru anul 2021, pentru anul acesta, tema Zilei Internaționale a Pădurilor este refacerea pădurilor, o cale către recuperare și către bunăstare. Haideți în jurul acestei teme și vom vorbi astăzi cu toți care sunt prezenți, în special salut pe domnul Florin Cărnescu, președintele Partidului Verde din România, cu care împreună am stabilit acest webinar ca în parteneriat. Vreau de asemenea să salut pe domnul Nicolae Munteanu, inginer șef de la Moldsilva, care va reprezenta din partea Republicii Moldova autoritățile responsabile de gestionarea domeniul în cauză. Sper să se conecteze și ceilalți la noi. Au confirmat prezența doamna Lilia Curchi, redactor coordonator la revista Natura, de asemenea domnul Ion Roșca, directorul grădinii botanice din Republica Moldova, Silviu Dumitru, văd că este prezent, secretarul general al Partidului Verde, domnul Constantin Damov, expert în domeniul reciclării și managementul deșeurilor, sigur, reprezentanți ai societății civile, cum văd este domnul Oleg Brega, de asemenea și reprezentant al Partidului Verde România și activist civic, Dan Trifu, președinte al Eco Silvica România și mulți alții care sunt prezenți astăzi aici. Deci, domnul Călinescu, vă rog. Aș vrea să vă rog pe dumneavoastră, care este viziunea Partidului Verde România asupra acestui domeniu, care este în viziunea noastră importanța pădurilor și ce se face, ce nu se face, ce ar trebui să facem noi, atât în România cât și în Republica Moldova, poate la nivel european, pentru a proteja pădurile, care se rad pe un capăt, se taie pe un capăt și vedem chiar dacă oricum este prea puțin împădurită planeta noastră, totuși tăiem și tăiem și tăiem. Vă rog. Alo. Da, din când în când se pierde semnalul, Oleg, nu știu la cine, la mine, la tine. Dar vorbind tu, cred că la tine se întrerupe semnalul. Am înțeles, mă auziți? Da, auzim. Bun, auzim. Mulțumesc frumos. Vă salut pe toți și mă bucur că avem chiar și în acest fel o întrevedere, un contact. Eu nu sunt specialist, de aceea mă bucur și mai mult că avem oameni care se pricep strict la sau aplicat, dacă vreți, și în profunzime în ceea ce înseamnă acest domeniu atât de vast și atât de acut necesar și aflat într-un pericol fără precedent, într-o epocă în care surse alternative de, pentru că cu pădure avem mai multe probleme, avem surse alternative de energie, să spunem, de căldură, putem să folosim foarte clar și mă bucur că Europa ia în serios acest deziderat și în următorii, nu știu, 10-15 ani se va renunța complet la combustibilii fosili. Deci dispare o sursă de pericol pentru pădure, că despre asta vorbim, da? Omul nostru zice, băi, dar trebuie să mă încălzesc cu ceva, ok. Legal și coercitiv, el va înțelege că lemnul nu mai poate fi folosit pentru încălzire, cărbunele nu va mai fi folosit pentru încălzire. Rămâne să vedem cu acești bandiți, pentru că este o mafie planetară, nu e vorba de România sau de Moldova aici sau de nu știu câte alte țări. Vedem ce jaf este în Brazilia sau pe Amazon, bazinul Amazon. Vedem în Australia, sunt date deja care ne arată că acele imense incendii sunt provocate tot pentru a face loc pământului pentru alte destinații, eu știu, autostrăzi, alte exploatări, Australia rămânând un continent practic necunoscut,
dar cu resurse imense, mai ales de la margini către centru, nu? Cine știe ce aur, ce alte zăcăminte ar fi pe acolo. Deci, incendiile provocate de căldură sau de soare sunt insignifiante la ora asta. Toate incendiile și tot dezastrele se produc de om. Dacă Europa va acționa în următorii 7-8-10 ani și va opri combustibilul fosil, dar include aici și lemnul, vom înțelege coercitiv, repet, că ne putem încălzi cu puterea vântului, a apei, a soarelui, nu mai vorbesc. Și bineînțeles, eu am o centrală, de exemplu, acasă, pur și simplu ia din pământ, geotermală, sau nu știu cum se cheamă. N-am înțeles niciodată legile fizici și să văd că și pământul ne dă posibilitatea să ne încălzim iarna și să avem apă caldă în menajeră. Desigur că de când am înțeles că ne vom auzi, nu mă gândesc decât la versul lui Eminescu. Bună seara! Mă gândesc numai la versul lui Eminescu, fiind băiet păduri cu trăieram, și mi-e tare teamă că acest vers să nu se golească de sens în următorii ani. Noi va trebui să ne luptăm pentru povestea asta, politic, bineînțeles. Specialiștii în mare parte acționează, atrag atenția, dar este limpede pentru toată lumea că, întărindu-ne, vom putea conta și să creionăm clar și răspicat un domeniu legislativ pentru intangibilitatea pădurii, în afară, să zicem, de exploatarea căzăturilor sau eu știu ce alte resurse. Sunt lucruri foarte simple, de exemplu, să nu mai tolerăm exploatarea lemnului crud, nu? Ușteanul, așa, să impozităm la sânge acest lucru și penal, mai ales, și să încurajăm din nou ceea ce făcea odată din România, nu știu, situația din Moldova în anii aceia, una dintre primele țări la producție de mobilă și produse finite. Există destul de multe resurse pe care tot pădurea ni le oferă. Pădurea are un mecanism de autoreglare extraordinar și ne poate furniza, mai ales că și mobila astăzi este din ce în ce mai clar axată pe metal, pe, nu îmi place să spun pe plastic, dar pe sticlă. Există multe, multe materiale presate, talaj, deșeuri pe care astăzi și care sunt și mai ieftine, orice om și le permite. Probabil moda mobilei masive de stejar, de nuc, de trandafir este depășită și așa mai departe. E foarte greu să-ți închipui cum poate să mai ducă cineva astăzi un dulap la etajul 25. Ca pe vremuri. Deci să fim băieți în continuare și să cutreierăm pădurea, fie și politic, fie și specializat, pentru că nu e așa, dacă acest lucru dispare, devenim niște martori palizi și moribunzi acestei planete, după care mai trebuie să dispară sănătatea pământului, apei și așa mai departe. Dar bineînțeles, dispărând sursa principală de oxigen și iată, cu toții constatăm zilele acestea în fața acestei nenorociri COVID, primul cuvânt care apare este oxigenul. Oxigenul, 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 oxigenul. Sigur, făcut de niște aparate, pentru că e nevoie de oxigen intens în suferință. Dar vă dați seama cum ar fi să umblăm toții pe pământ, pentru că eu nu cred că viața pe Marte sau ce mai ne spune NASA sau alții va fi la îndemâna omului cât de curând. Dar vedeți de altfel ce ne transmite mașinuța aia mică după Marte. Poate oamenii vor trăi acolo cu căști, cu oxigen și cu costume presurizate. Dar n-aș vrea să li se pară că vin de pe o planetă care arată ca planeta Marte în curând. Ne vom lupta cât vom putea să ne întărim aici în țară,
să vă întăriți și voi, dragii mei, și împreună să facem ceea ce trebuie pentru acest domeniu, ca și pentru celelalte. Pentru că dacă am plecat la plimbare așa de prin Suceava încolo spre Iași și am merge doar prin pădure, nici n-ai ști când ai ajunge la Chișinău. Asta este frumusețea a ceea ce a lăsat Dumnezeu. O împărțire politic samavolnică pe care nu o punctăm acum din punct de vedere istoric face deocamdată acest lucru imposibil. Dar acest lucru se poate chiar și spre Ucraina încolo. Dacă mergi ca acum 200-300 de ani, repet, poți să-ți duci pașii prin pădure. Asta a vrut Dumnezeu aici, asta trebuie să ținem cu dinții și să apărăm. Cine conduce seara, vă rog? Vitale, fii tu gazda. Și Silviu. Eu vă conduc în continuare, noi am avut ceva mici probleme tehnice. Sigur. Cu persoana care trebuia să conducă acest webinar, dar ne descurcăm, fiindcă le-am făcut până acum, multe le vom face mai mult și mai bine și în continuare. Absolut. Domnul președinte, vă mulțumesc mult pentru cuvintele relatate. E important ca noi, într-adevăr, să conștientizăm faptul ce se petrece în domeniul în cauză. Cineva se mai conectează la noi. Nu înțeleg de unde vine la noi sunul cu cauză. Oricum, și cred că este necesar ca toți să conștientizăm faptul că fără a proteja ceea ce mai avem din pădurile noastre, atât în Moldova cât și în România, dar cum a spus și domnul Călinescu, că este important pe întreg mapa mondo să avem o atitudine pozitivă, o atitudine grijulie față de acest domeniu. Și aici aș vrea să văd, dar domnul Prohnitski Anatol, care este prim vicepreședinte al Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova, domnul Prohnitski, noastră, ați putea să ne relatați ca un și specialist în domeniu, dar și om cu experiență anume din partea Partidului Verde Ecologist, viziunile Partidului Verde Ecologist, care au fost pașii întreprinși și, în special, care sunt viziunile noastre de viitor. Eu vă completat parcurs, eu. Vă rog să microfonul să-l conectați. Da, vă mulțumesc mult. Salut, stimați prieteni, anume pot să mă adresez așa, pentru că toți prezenți aici suntem prieteni. Suntem într-o credință eco, așa, și subiectul de astăzi este foarte important și nu întâmplător, pentru că, vedeți, cum și-a menționat și colegul Florin Călinescu, că și pandemia asta s-a bătut asupra noastră și totodată schimbările climatice și care le simțim cândva timp în urmă, vorbeam despre dânsele, acum le simțim fiecare în parte și fiecare țară. Și anume subiectul și problema păstrării pădurilor și e actuală. Nu întâmplător este și Ziua Mondială a Pădurilor. Eu zic că Partidul Verde Ecologist de la crearea sa și în frunte cu domnul Gheorghe Malarciuc, încă în anul 1992, trăgea atenția asupra necesității păstrării pădurilor și mărirea suprafețelor. A fost și este o luptă continuă și vreau să zic că mereu după unele încercări ale guvernărilor, cum a fost și acea din 2008 cu hotărârea de guvern de arenda a pădurilor, o cunoaștem foarte bine în Republica Moldova, care a adus un prejudiciu foarte mare. Lupta aceasta continuă și Partidul Verde Ecologist mereu a fost pentru respectarea legislației, pentru ca împădurirea
în Republica Moldova să caute un, să aibă un proces, așa să fie, ascendent. Părere de rău, avem ce avem, rezultatele nu sunt pe cele care ne le-am dorit noi, ba poate din contra, și pentru că la guvernare de multe ori noi vorbim de Ministerul Mediului, de Direcția Mol Silva, este domnul Munteanu prezent aici, pentru că îi mulțumim foarte frumos pentru deschidere, pentru prezență, dar de multe ori nu erau tocmai specialiștii potriviți, să zicem așa, care alcătuiau niște planuri, raportau șefilor de partid, dar partidul și pădurea, cam în afară de Partidul Verde Ecologist, nu au nimic comun, dar nu se transpuneau în viață și nu avem noi ascendența aceea așa, știți, hotărătoare, și având pericolul acesta de schimbări climatice despre care noi am vorbit încă mai înainte, am atenționat că asta putem să o, să o facem, pentru că nu am fost la guvernare, cum și o mare parte a verzilor, inclusiv din Europa, asta în ultimii ani s-a început așa masiv, ca și europenii inclusiv se atragă mai mult atenție protecției mediului. A făcut-o destul de iscusit și colegul nostru, Alexei Palancean, care s-a petrecut, un specialist notoriu în domeniu, care era contra plantărilor pădurilor, cum se nimerea diferite specii. Dânsul insista pe soiurile care sunt acomodate în Republica Moldova și ulterior poate să dea un rezultat mai mare. Totodată vreau să zic că noi am avut și avem susținerea verzilor europeni și aici trebuie să spunem încă o dată mulțumesc Partidului Verde România și domnului Silviu pentru susținere pe care noi o avem mereu la forurile acestea când înaintăm niște proiecte de rezoluții, ori să fim partea unei rezoluții, cum a fost acea din Berlin din 2018, unde a fost sub generic să salvăm pădurile europene. Și în hotărâre acolo, în ultimele abzațuri, spunem așa, unde se pun sarcinile și se fac declarații, este că să terminăm cu supraexploatarea pădurilor și să fie elaborat un program european de recuperare a pădurilor, atât în statele UE, cât și în statele din acordul de asociere. Nouă, celor care suntem și astăzi prezenți, și eu cred că trebuie să le spunem și un mulțumesc multor ONG de mediu, nu de mediu, dar de diferite ONG-uri care tot atrag o mai mare atenție la starea fondului forestier și în Republica Moldova și, să zicem, la general și cu atât mai mult și unor partide. Părere de rău, sunt partidele extraparlamentare ca și noi care vorbim despre aceasta, însă dacă noi vom fi un colectiv unit, așa, pol mare, eu cred că noi o să izbutim și datoria noastră să ne luptăm, pentru că nu poate să o facă nimeni alții decât noi. Și pe această cale vă mulțumesc și ne urăm la toți succese la acest webinar. Da, domnul Tău, vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, partidele politice luptă ca și orice altă organizație non-guvernamentală atâta timp cât nu sunt la guvernare, da? Ele încearcă să sensibilizeze atât societatea cât și forțele politice care conduc țările pentru a soluționa problemele apărute. Dar sperăm foarte mult ca Partidele Verzi și în România și în Republica Moldova să aibă posibilitatea de a ajunge la guvernare pentru a-și implementa programul care îl au de mulți ani pentru nu doar a sensibiliza, nu doar a protesta, dar și a demonstra că se poate cumva altfel. Vedem că în Uniunea Europeană deja
în mare majoritate a țărilor, în special cele din centrul și din nordul Europei, societățile s-au trezit, societățile acordă mult mai multă atenție protejării naturii și votează și partidele verzi. Deci eu sper că în viitor vom avea capacitatea și capabilitatea noi de a atrage și activiștii civici și specialiștii din domenii în așa mod ca, dar cel mai mult ca noi să devenim tot mai credibili în lupta noastră pentru natură, în lupta noastră pentru un viitor durabil. Vreau să menționez că noi în Republica Moldova practic nu mai avem deja păduri seculare. Dar în România, după cum apreciază unele organizații de mediu, da? Pădurile seculare practic sunt, reprezintă două treimi din pădurile seculare a întregii Europe. În Scandinavia sunt mai multe și dar ele se taie pe un capăt. Care este situația în România? Vom vorbi cu mai târziu cu domnul Silviu Dumitru, iar astăzi am vrea să întrebăm pe domnul Munteanu, inginer șef, dacă nu mă greșesc, domnul Munteanu, în agenția Moldsilva din Republica Moldova, să ne spună totuși care este situația la noi, fiindcă în ultima perioadă vedem că în sectorul silvic, da, în special în spațiul virtual, Facebook, pe alte rețele de socializare, se discută foarte mult. Sunt foarte multe, nu știu, sunt prinși în flagrant, cum se taie ilicit. Se creează o percepție că practic la noi, știți ce zic la asta, se fură ca în codru sau se taie ca în codru, se taie cu nemiluita și în curând ne vom trezi că practic nu vom mai avea deja păduri. Aceasta este o percepție generală care se creează acum în societatea noastră. Domnul Nicolae, spuneți-mi dumneavoastră ca reprezentant al agenției Moldsilva, autorităților actuale, care totuși este situația în Republica Moldova și ce se întreprinde ca noi să creștem aceste... Permiteți? Da. Domnul Fedeuș Acuș, inițial vorbim cu domnul Munteanu, pe urmă vom vedea. Vă rog, domnul Nicolae. Microfonul vă rog să-l... Bună seara! Bună seara! Sunt auzit? Da, da. Da, domnul Munteanu. Țin să vă mulțumesc că ne-ați dat o invitație și nouă silvicilor, anume pentru a participa la webinarul dat și a discuta despre toate problemele care sunt la momentul actual în pădurile de pe Mapamond și nemijlocit pădurile din Republica Moldova, pădurile din România. Că în ultima perioadă, într-adevăr, se atestă în spațiu virtual foarte multe discuții vis-a-vis de legalitatea, necesitatea, starea pădurilor din Republica Moldova. Chiar să știți că ar trebui mai mult să discutăm despre starea lucrurilor și necesitatea abordării tuturor problemelor și aspectelor legate de pădure ca să ne facem o închipuire mai clară despre situația care este la momentul dat în domeniu. Eu am să vin cu câteva cifre ca ulterior să ne fie clar în ce direcție se mișcă Agenția Moldsilva, domeniul silvic. Aș vrea să menționez că la momentul actual, la ziua actuală, fondul forestier are o suprafață totală de 422,8 hectare, suprafața acoperită cu păduri 379,5 hectare, ceea ce ar constitui 11,7%. Inclusiv în proprietatea statului avem 363,2 hectare care sunt în gestiunea Agenției Moldsilva. Avem în proprietate publică a unităților administrativ teritoriale o suprafață de circa 57.000 hectare și
păduri private pe o suprafață de 2,6-3.000 hectare. Dar aș vrea să spun că de la zi la zi suprafețele cresc, și anume în segmentul privat și în segmentul pădurilor proprietate publică a unităților administrative teritoriale, dat fiind faptul că anual sunt lucrări de extindere a fondului forestier atât pe terenurile administrațiilor publice locale, cât și pe terenurilor private. Vegetația forestieră din afara fondului forestier, avem o suprafață totală de circa 50.000 de hectare, dintre care 30-31.000 hectare sunt perdele forestiere de protecție și 20.000 hectare vegetație arbustivă. Dacă să vorbim despre structura pădurilor pe subgrupe, atunci putem vorbi de câteva grupe importante. Vorbim de păduri cu funcții de protecție contra factorilor climatici și industriali, vorbim de păduri cu funcții de recreere, păduri cu funcții de protecție a terenurilor și solurilor, păduri de interes științific și ocrotire a genofondului și ecofondului forestier și, nu în ultimul rând, păduri cu funcții de protecție a apelor. Aș vrea să vorbesc și de suprafețele ariilor protejate, care, începând cu anul 1998, când au fost create primele arii protejate, suprafața era de 66.400 de hectare sau o rată de 1,96%. Atunci, la momentul actual, avem în jur de 190.000 de hectare și o rată de 5,61%. Ca repartiția pădurilor pe principalele formațiuni forestiere, aș vrea să vorbesc că 44% sunt quercineie, 33% avem salcămete, avem în jur de 6% frăsânete, avem carpin 4%, avem plop salci 3%, tei 1% și jumate și diverse tare avem în jurul de 8%. Aș vrea să menționez că evoluția fondului forestier sau suprafeților acoperite sau cu păduri din Republica Moldova sau pe teritoriul actual al Republicii Moldova, în primele date care le avem consemnate, în perioada anilor 1848 era o suprafață de circa 366.000, ulterior am avut o cădere a suprafețelor acoperite cu păduri, ca în perioada anilor 1940-1945, atunci când au fost exploatări masive pentru necesitățile războiului, am ajuns la o cifră de 222.000 hectare, ca pas cu pas, treptat, suprafața acoperită cu pădure, Republica Moldova să crească. Cum am menționat, la momentul actual avem o suprafață de circa 379.000 hectare acoperite cu păduri. Ce aș vrea să mai menționez aici? Evident că Agenția Moldova nimijlocit cu structurile subordonate întreprinderile silvice încearcă de la an la an suprafețele să crească atât în fondul forestier cât și în afara fondului forestier prin un șir de lucrări de împădurire, de extinderea fondului forestier. Aș menționa o creștere masivă în perioada anilor 2001-2009, atunci când, prin intermediul proiectelor finanțate de Banca Mondială, Fondul Carbon, au fost plantate în afara fondului forestier circa 60.000 de hectare de terenuri, și anume terenuri degradate, terenuri cu o fertilitate scăzută. Aș menționa și cele proiecte sau cele activități în fondul forestier care an de an sunt plantate sau sunt create suprafețe noi în jur de 1200-1400 hectare. Vorbim de acele lucrări de regenerare care se petrec urmare a lucrărilor de exploatare. Vorbim
de circa 4.500-5.000 de hectare anual și, evident, scopul primordial și de bază a silvicilor din Republica Moldova este de a îngriji și conduce arboretele care le avem și, evident, regenerarea acestor urmare a lucrărilor de exploatare care se efectuează. Aș vrea să menționez că de la an la an Agenția Moldsilva, în comun cu autoritățile statului, prin diferite programe, inclusiv prin decretul președintelui Republicii Moldova, în care a fost decretată ziua de inverzire a ploaiului, un arbore pentru deinuirea noastră atunci când se fac masive lucrări de plantare, atât în intravilanul cât și în extravilanul localităților. Vorbim de campanie de plantare care a fost lansată anul trecut, în anul 2020, dar care a avut un efect mult mai mic dat fiind faptul că s-a năpustit asupra noastră pandemia. Au fost făcute lucrări, dar mai puține. Anul acesta, în continuare, începând cu ziua de vineri, 19 martie, s-a dat start lucrărilor de împădurire, de regenerare. Avem activități masive atât în fondul forestier cât și în afara fondului forestier. Dacă ați urmărit atât la televiziune cât și în mass media scrisă și vizuală activitățile care le fac atât colegii silvici cât și autoritățile publice locale prin activitățile sale, avem deja create suprafețe noi de păduri în afara fondului forestier. Aș vrea să menționez că, într-adevăr, ultima perioadă în presa virtuală se vin cu diferite acuzații și discuții vis-a-vis de ilegalitatea activităților la compartimentul exploatării forestiere. Din câte cunosc eu și de câte văd eu, toate lucrările care sunt atestate sau documentate de către colegii din presa scrisă și nescrisă, sunt totalmente acoperite cu acte legale, sunt efectuate cu un singur scop, îngrijirea și conducerea arboretilor, dar pe alocuri ele arată nu prea bine ca orice intervenție chirurgicală, așa numim, noi spunem tăiere. Evident că sunt și încălcări, dar în marea parte, datorită silvicilor, suprafețele acoperite cu păduri, și aș vrea să vin cu o precizare, domnul Mărinuță, în Republica Moldova avem păduri seculare, cu certitudine. Din păcate, în ultima perioadă, în urma schimbărilor climatice și vârstei înaintate, arboretele degradează. Avem o problemă foarte acută în sudul Republicii Moldova, vorbim de arboretele de salcâm care, și de frasă, care în urma schimbărilor climatice degradează total, avem o uscare masivă și este imperios de necesar ca să venim cu lucrări de reconstrucție ecologică prin promovarea speciilor autohtone care ar putea să stabilizeze situația din sudul Republicii Moldova. Suntem în așteptarea finanțărilor și unor proiecte care am putea să demărăm lucrările masive de reconstrucție ecologică. Avem foarte mult de lucru. Aș mai menționa că paza silvică, toți colegii care sunt la straja pădurii, prin intermediul webinarului și discuțiilor care le avem acum și colegilor de peste Prut, să le urez multă sănătate și să le doresc chizășie și credință în ceea ce fac. Evident că ne-am dorit mai multe, am vrea ca activitățile silvicilor din Republica Moldova, conform legislației în vigoare și codului silvic, ca să fie finanțate din bugetul de stat. Din păcate, la momentul actual, implicarea este prea mică și de aceea suntem nevoiți unele cheltuieli sau o parte din cheltuielile curente să le acoperim din fondul forestier prin activitățile noastre care le facem. Mă refer la exploatările pădurilor, dar nu pentru căpătarea veniturilor și asigurării pazii silvice.
aș vrea să menționez și să fim înțeleși că cu criticile putem să schimbăm lucrul, dar atunci când încercăm să răsuflicăm mânicile și spunem umărul la, într-adevăr, la crearea noilor suprafețe de păduri, într-adevăr, la paza fondului forestier, numai atunci vom avea rezultate. E clar lucru că avem foarte mult de lucru și pentru a ajunge la un rezultat scontat, avem nevoie de modificări în legislația actuală, avem nevoie de aprobarea unui nou cod silvic, avem nevoie de unele modificări la normele și regulamentele pentru a putea activa și a putea să generăm o activitate mult mai fructuoasă. E clar lucru că pădurea dispare numai din cauza tăierilor ilicite, dar dispare și din cauza poluării masive care se atestă atât la noi în Republica Moldova, cât și în România. Atunci când fondul forestier sau pădurile sunt poluate cu deșeuri menajere, animaliere și care aduc o pagubă mult mai vastă pădurilor, solului, apelor freatice, și de aia trebuie să ne luptăm și cu gunoiștile care sunt tot mai frecvente atât în fondul forestier sau atât în păduri, cât și în preajma pădurilor, care din cauza acestora sunt poluate atât pădurile, cât și solul și apele. Cam atât, eu cred că pe parcurs am să încerc, dacă o să fie careva abordări, careva discuții, am să încerc să intervin, să pot să dau răspunsuri cât mai clare și cât mai elocvente. Domnul Marinuță? Domnul Tean, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să participați la acest webinar și cred și pentru curajul care dumneavoastră l-ați dat dovadă acum. Eu spun de ce, fiindcă, într-adevăr, sunt foarte multe relatări în presă, în special în online, despre ce se face în pădurile Republicii Moldova și, la prima vedere, ele sunt deloc plăcute. Eu singur am făcut, nu o singură relatare, chiar din satul meu natal și din alte locuri, unde se tăiaie, se rade totul aparent ilegal sau pe un capăt și fiind un reprezentant al instituției responsabile, nu e atât de ușor să ieși să discuți cu oamenii care așteaptă răspunsuri. Noi am avut o masă rotundă, un webinar o lună în urmă pe domeniul apelor și cei de la Apele Moldovei categoric au refuzat să discute cu societatea civilă, cu partidele politice extraparlamentare. Atunci am avut și reprezentanți și din Ucraina și de la Partidul Verde European. Dar, iată, cu regret, noi nu avem un reprezentant al Rom Silva aici ca să ne povestească și ce se face din, adică opinia dinăuntru instituției, cum se gestionează pădurile, care sunt viziunile Rom Silva, dar sunt convins că domnul Silviu Dumitru poate să ne spună puțin viziunea Partidului Verde, anume a Partidului Verde România în acest domeniu. Domnul Silviu, vă rog. Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Vreau să încep prin tot o statistică pe care colegul de la Mont Silva a făcut-o referitor la pădurile din România. În România, văd, după ce s-a publicat în presă, suprafața împădurită, care era la sfârșitul lui 2019, eu am găsit ceva din 2019, suprafața fondului forestier ocupa la sfârșitul anului 2019 6.592.000 de hectare, respectiv 27,7% din suprafața țării. Și totodată în România este de curând timp pus pentru consultare acel
program, plan național de relansare și reziliență pe care noi trebuie să-l prezentăm Uniunii Europene pentru acordarea celor fonduri pe acest plan. Și în acest plan pe care acum este în consultare, văd că guvernul României prezintă o situație de... Stați să vă spun acum, că am și găsit suprafața împădurită în România, este de 29%. Deci cumva se pare că a crescut de la 27,7 la 29% în prezent. Deci într-un an de zile a crescut suprafața împădurită. Nu știu cum a crescut, avem și pe colegul Dan Trifu, care este mai în domeniu decât mine, eu mă informez din presă și când va interveni, colegul îl rog, că știu că are mai multe contacte și informații la zi despre situația actuală și cum se calculează acest fond forestier și a crescut așa într-un an de zile. La noi acum, în desfășurare, acest plan de reziliență este unul ambițios, dar nu știu cât va fi pus în practică de către guvern, pentru că vrea să se ajungă la un procent de la 29%, cum spune că avem acum, la un procent de 40% împădurire, deci să creștem cu 11%. Și în acest moment nu știu ce să urmărește. E o prezentare, văd de fapt statistică, programe concrete de împădurire sau cum se va ajunge la acest procent, nu-mi dau seama. Poate vor veni și cu mai multe lămuriri în acest sens. Deci, oricum, suprafața împădurită a României a scăzut clar din anii 90 și până acum. Nu foarte mult, e ceva... Oricum, datele acestea statistice nu sunt relevante. Consider că tocmai mă uitam acum la în anii 90. O altă prezentare din anii 90 spune că în 1990 erau 6,4 milioane hectare de pe Wikipedia. Deci de la 6,4 milioane hectare suntem acum tot la 6,4 milioane hectare. Deci să înțelegem că din 90 și până acum s-a menținut suprafața forestieră, cu toate că știm că în România se taie și se taie foarte mult. Nu se taie, că spunem noi, sunt cetățenii românii care ne tot și tot reclamă, mai ales cei care locuiesc în zonele afectate din nordul țării. Mă refer la județul Suceava, pentru că Suceava este cel mai pădurit județ, are vreo 480.000 de hectare, ce am citit, și, într-adevăr, acolo, în zona aceea, se pare că a atras interesul și marilor procesatori de lemn, Schweighofer și Cromeșpan, în special Schweighofer, care și-a stabilit facilitățile în nord-estul țării, în nordul țării, aproape de sursă. Și problema noastră foarte mare este cu acest procesatori care au nevoie de foarte mult lemn. Aceste facilități care le-au ei sunt imense și liniile lor de producție au nevoie de asigurarea unei cantități de lemn foarte mari, zilnice probabil, și ca să nu oprească liniile acestea sunt și certificații, am înțeles că din surse regenerabile sau cum așa ceva, lemnul, ceea ce noi nu credem că e adevărat. Ca urmare a acelei, a spus colegul Anatol, noi la Berlin, Verzi, am susținut și am obținut acel rezoluție privind la pădurile europene, pădurile din spațiul carpatic în Europa. A și Parlamentul European a și trimis, să zicem, un reprezentant a fost din partea Parlamentului European în 2018 în România, Thomas Weitz, a fost din partea Verzii Europeni, care a fost la acești doi prelucători, procesatori de lemn, Schweighofer și Cronospan, dar acel raport, nu știu, că nu prea și-a produs efecte. Ce a spus acolo Thomas Weitz, într-un fel, nu a arătat că la poarta acestor întreprinderi vine lemnul cu factură, ca și cum este ok, adică cu toate avizele și actele necesare, precum că este corect recoltat, dar problema este că nu la poarta fabricii, nu acolo se întâmplă la origine, de unde se taie lemnul. Deci sunt hârtii emise false, avize, și asta arată corupția care există la nivel de
de Rom Silva. Cred că și Rom Silva este implicată și această corupție merge până la nivel de minister, să spune. Și sunt unele acuze chiar întemeiate, că e un fel de caracatiță în România în ceea ce privește lemnul și este și un fel de tăcere. Când se ajunge la discuții referitoare la de ce se întâmplă lucrurile acestea și totuși să taie lemnul, cu toate că oficial să spune că suntem în regulă, a apărut Sumal 2. Sumal 2 este un program de monitorizare a tăierilor din lemn în România. Guvernul actual s-a lăudat că l-au pus în funcțiune și că dă rezultate, dar rezultatele nu știu cum sunt ele realizate, pentru că încă în continuare sunt mulți români care reclamă tăieri masive de pădure și nu cred că Sumalul are rolul doar de a spune da, să taie pădurea, dar e o chestie legală, adică aici e o problemă de legalitate a tăierilor de lemn care sunt acoperite cu hârtii și dispar și din pădurile mai mult publice, că pădurile sunt fondul statului și fond privat. Foarte multe din fondul statului să taie cumva nu la vedere, pe lângă drumurile forestiere, ci în mijlocul pădurilor ca să nu fie la vedere și de acolo se cară. Deci sunt multe, s-au specializat foarte bine cei care taie lemnul, iar atâta timp cât există această foame de lemn a procesatorilor celor doi din România, care sunt foarte mari și livrează în toată Europa și în toată lumea lemn, deci e lemnul care se vinde e prelucrat nu mobilă, cum spunea domnul Călinescu, sau cum avem, adică cum ar trebui normal România să folosească lemnul pentru produse finite, ci pentru semi prelucrate, gen, nu știu, scândură, tot lemnul care aprovizează Ikea și alți mari producători de mobilă. Deci mobila nu se face la noi, mobila se face afară cu lemn românesc, furnizat de acești procesatori de lemn. Situația nu e deloc roză în România. În continuare, poate sperăm cu guvernul actual că acest Sumal 2 chiar să funcționeze și să-și facă treaba. Și aici nu văd pentru scăderea acestor tăieri de lemn, trebuie cumva limitat prin modificarea codului silvic sau nu știu cum, nu sunt specialist în domeniu, pentru că vedem, avem legi, sunt reglementate, dar rezultatele nu prea există. Aici apelez tot la cei care sunt în domeniu și știu mai bine să dea explicații în acest sens, iar noi ca Partid Verde avem în vedere chiar măsuri mai radicale de stoparea tăierilor de pădure. Ne gândim și la, o să zicem, la o perioadă de un an, doi, trei, poate chiar mai mult, de a stopa tăierea anumitor esențe, anumitui tip de lemn, pentru că principal să taie stejarul și bradul și se plantează alte specii, dar care nu sunt așa bune în industrie. Deci, ca să replantezi stejar și brad, stejarul mai ales, să ajungă la maturitate și să poate fi tăiat, trec aproape zeci de ani. Deci, clar că avem probleme mari pe partea asta și cu plantările, pentru că dacă nu se fac plantările cu soiurile care trebuiesc, degeaba se fac. Deci Partidul Verde, noi credem că aici trebuie un control și mai strict al tăierilor, inclusiv, cum spunea președinte Călinescu, poate înființarea unui fel de poliții speciale a pădurilor, un fel de poliție a pădurilor care să urmărească strict cu GPS, cu mașini specializate, cu elicoptere să survoleze aceste păduri și să imediat cum apar persoane, cetățeni care reclamă tăieri, imediat să fie și verificate nu numai prin Sumal, dar și prin aceste, să spunem, intervenții, forțe de intervenție rapidă. Cam asta ar fi discuția despre în accepțiunea mea ca și puțin cunoscător în acest domeniu. Dar ca mine gândesc foarte mulți români și sunt supărați efectiv de ceea ce se întâmplă în România cu pădurile. Eu vă mulțumesc mult. Cred că supărați sunt mare majoritatea populației și nu numai în România, dar și în Republica Moldova și în Liofci, peste tot, unde se înțelege importanța și necesitatea de a proteja pădurile.
Eu cred că crearea unei poliții a pădurilor este un lucru bun, dar noi avem inspectorat ecologic, avem garda forestieră, mai creăm și poliția de protejare a pădurilor, e structură peste structură, până nu va fi voința politică a celor din Parlament, a celor care practic stabilesc legile și după aceasta controlează, putem noi să probabil să instituim 100 de instituții, ele tot vor fura, vor tăia și vor face lucruri ilicite. De aceea, cred că este cât mai repede necesar ca Partidul Verde România să ajungă în Parlamentul României, iar Partidul Verde Ecologist al Republicii Moldova în Parlamentul Republicii Moldova și să aducem voința politică acolo. Acesta este important. Eu aș vrea să menționez că chiar și aceleași tăieri care se fac, sădirea unor noi păduri, alegerea locurilor pentru ele, cred că trebuie să fie consultată și făcută corect din punct de vedere științific. Mai mult, trebuie să luăm în considerație că, așa cum și domnul Călinescu a menționat, încălzirea globală, da, nu e ceva de care aparține viitorului, e ceva care actualmente deja noi trăim zi cu zi și pădurile contribuie la diminuarea efectului acestei încălziri globale. Eu aș vrea să-i acord cuvânt domnului Ion Droșca, care este directorul grădinii botanice din Republica Moldova, ca dumnealui în câteva cuvinte de punct de vedere științific sau o persoane care practic cunoaște domeniul la fel ca și domnul Munteanu, la fel ca și mulți alții prezenți. Cum credeți dumneavoastră? Încălzirea globală, pădurile, tăierile ilicite sau permise legale, da? Ce trebuie să facem noi ca în viitor totuși să sporim acest coeficient de împădurire? Și ce fel de soiuri ar trebui noi aici în zona noastră să plantăm. Așa că să fie cunoscut și celor care ne privesc, care nu sunt cunoscători în domeniu. Domn președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a participa în cadrul acestui webinar. Din capul locului vreau să mulțumesc și să felicit de fapt pe toți colegii care participă cu această zi frumoasă, Ziua Mondială a Pădurilor. Eu cu întârziere m-am conectat deoarece vin de la Grădina Botanică unde am avut un eveniment și deja avem o tradiție frumoasă ca an de an să organizăm Ziua Ușilor Deschise în cadrul Grădinii Botanice prin implicarea colaboratorilor științifici din cadrul Grădinii Botanice cu atragerea tinerii generații prin reflectarea problemelor cu care se confruntă să zic eu, Republica Moldova, dar și, de fapt, toată omenirea. N-am să pot răspunde exact la toate întrebările pe care dumneavoastră le-ați ridicat privitor la schimbările climatice. E loc aici de o comunicare științifică mai amplă. Eu am să zic doar că prin laboratorul de silvicultură din cadrul grădinii botanice, prin proiectul pe care îl avem în derulare împreună cu colegii de la Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice Chișinău, colegii de la Moldsilva, mereu suntem deschiși în aprobarea și, de fapt, în elaborarea de, sau implementarea tehnologiilor care sunt în, realizate în cadrul grădinii botanice. Domnul Nicolae Munteanu, nu o să-mi dea voie să mint că punem bazele fondării unei pepiniere cu creșterea materialului săditor silvic pentru împădurirea terenurilor degradate, deoarece în mare parte înțeleg că în cadrul Republicii Moldova o mare parte din terenuri sunt terenurile degradate care de asemenea merită a fi împădurite cu vegetație forestieră. Totodată, în cadrul grădinii botanice, avem mai multe soiuri de arbuști fructiferni tradiționale, așa cum îi spunem noi,
care de asemenea preconizăm a fi transmiși în fondul forestier, a fi plantați în fondul forestier ca să dezvoltăm din ce în ce mai vertiginos a doua parte, de fapt, produsele accesorii pe care le poate oferi Moldova și care ca efect final ar avea un impact mai restrâns asupra tăierilor care, despre care se vorbește foarte mult în ultima perioadă. Deci, ca să rezumez activitățile de bază pe care le avem noi acum în cadrul grădinii botanice prin prisma colaborării cu Moldova, deci sunt aceste două aspecte primordiale care sunt la momentul actual. Deci este crearea unei pepiniere unde vrem să crește material săditor silvoformant cu rădăcină protejată care va servi la împădurirea terenilor degradate și al doilea este transmiterea sau transferul tehnologic de material săditor de plante bacifere care sunt soiuri autohtone, sunt omologate, sunt rezistente la schimbările climatice, la toți factorii care sunt prezenți la momentul actual pentru a crea aceste pușii forestiere cu fructe de pădure. Vă mulțumesc! Desigur că, domn președinte, și rolul principal pe care îl avem și care mereu noi îl promovăm este crearea acestor zile de comunicare sau de informare pentru toți cei doritori. De fapt, noi avem mai o gamă largă de acorduri de colaborare cu mai multe licee, colegii din Chișinău, dar și din afara Chișinăului, care vin și noi inclusiv organizăm în expoziția Vegetația Moldovei, care o avem în cadrul grădinii botanice, care, după cum cunoașteți, sunt în cadrul acestei expoziții, sunt în miniatură toate tipurile de păduri existente în Republica Moldova. Prin aceste lecții și prin organizarea chiar lucrărilor sanitare de întreținere acestor expoziții, efectuăm și lucrările și orele de educație ecologică, unde tinere pot vedea, începând cu primele plante vernale, terminând, le facem, înțelegeți, și ore de dendrologie, de silvicultură, esențiale, sau, deci, de primă, să zic eu așa, informare, ca să-i atragem pe toți tinerii de a merge în continuare sau de a fi prietenoși cu mediul înconjurător, cu protecția biodiversității și de a fi prietenoși cu tot ceea ce înseamnă pădure și beneficiile pădurii. Domn director, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare, că ați găsit timp să fiți alături de noi și da, ați atins o întrebare foarte necesară, cred că educarea și nu numai tineri generația tinerilor, dar eu cred că tuturor și a celor mai în vârstă, a celor mai mici, educarea de a proteja fondul forestier în dioptrie, educare ecologică, este o necesitate, un subiect care trebuie să-l discutăm mult mai mult, dar cel mai mult trebuie să fie implementat. La noi în școli, după cât te cunosc, educația ecologică este la un nivel foarte jos, practic foarte puțin timp se acordă acestui subiect. Noi avem acum subiectul fotbalul în școală introdus, da? Dar nu avem, cu regret, educație ecologică, ceea ce este necesar pentru fiecare din noi. Și aici vreau să trecem la o filă nouă, fiindcă până acum am vorbit reprezentanța partidelor politice, reprezentanța structurilor de stat, responsabili din domenie, dar noi știm că societatea civilă este acel motoraș, acel care perpetuum mobile, care împinge mult mai persistent dezvoltarea și în domeniul protecției și dezvoltării pădurilor sau reabilitării, cred că rolul societății civile de asemenea este unul foarte mare și eu aș vrea să
Te acord cuvânt pentru a relata asupra subiectului pădurilor și ce ar trebui să facem, care este starea, ce ar trebui noi să facem. Domnule Dan Trifu, președinte Ecocivica România. Dan, vă rog, în câteva cuvinte, care este viziunea noastră sau cum crede societatea civilă din România, ce trebuie de făcut și care sunt problemele de bază, poate că, în gestionarea acestui fond forestier. Da, bună seara tuturor invitaților, felicitări pentru organizare. Da, Ecocivica, unul dintre cele mai vechi ONG-uri din România, activăm din 1992, ne-am constituit, din 97 deja ne-am pregătit și mergem în instanțe, am instrumentat peste 350 de procese, în prezent avem vreo 30, totul pentru un mediu de viață sănătos, pentru patrimoniu natural și cultural al României. Eu sunt și actualmente sunt și președintele Coaliției Natura 2000, ceea care veghează la bunăstarea arilor protejate din România. Sunt o coaliție de specialiști de primă mână. Multe dintre aceste ONG-uri au și administrat arii protejate, până când, știți bine, în urmă cu 3 ani am fost scoși de la administrarea arilor, ONG-urile. Vorbim de o suprafață, hai să spunem, împădurită a României, într-adevăr, de vreo 6,5 milioane hectare. Avem în total, hai să zicem, fond forestier undeva la 7 milioane de hectare, dar la acestea au mai adăugat tot felul de jnepenișuri, de tot ce înseamnă pășuni alpine și toate celelalte care mai intră, stâncării. Și vă dau un exemplu, Parcul Național Retezat, da, care are o suprafață de vreo 38.000 de hectare, numai 48% este suprafață împădurită. Restul de 52% sunt goluri alpine, jnepeniși, stâncărie și alte categorii care de fapt nu sunt păduri. Avem o suprafață de 23% de arii protejate, dar vă rog să rețineți, numai 1% din această suprafață este strict protejată. În restul suprafețelor se intervin cu tăieri, deși în majoritatea cazurilor sunt și tăieri ilegale. De asemenea, avem un volum al tăierilor estimat, așa cum a recunoscut Inventarul Forestier Național, un volum al tăierilor undeva la ilegale vorbesc. Dumnealor estimează peste 15 milioane de metri cubi în România care se taie ilegal, pe lângă cele 18 milioane de metri cubi aprobate a fi tăiate legal. Desigur că sudul țării este suprafața cea mai în suferință și vă dau exemplu Bucureștiului, care are 3% suprafață împădurită, Călărașul, care are 4%, Teleormanul are 5% și gândiți-vă că Teleorman vine din turcescul Teleorman, pădure nebună, și uitați ce a mai rămas din județul Teleorman. Vă dau exemplu județului Timiș, care are 11% numai suprafață împădurită. Deci este clar că sudul și estul țării sunt compromise foarte grav de aceste schimbări climatice. Este clar că nisipurile din județul Dolj se extind cu repeziciune și acum facem eforturi și ONG-urile și, hai să spunem, și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să revenim la acele fâșii de protecție. V-am dat câteva exemple pentru a avea o imagine generală a ceea ce se întâmplă în România. Romsilva recunoaște o tăiere ilegală undeva la 300-400 de mii de metri cubi pe an, ceea ce este total neadevărat, pentru că gândiți-vă că în România avem undeva la 3,5 milioane de gospodării care se încălzesc cu lemn și dacă punem o medie numai de 5 metri cubi sau 6 metri cubi, nimeni nu trece. Hai, acum sunt iernile mai ușoare, să zicem că poate unii trec cu 5 metri cubi, dar alții consumă și 15 metri cubi. Vă dați seama că numai ce aprobă dumnealor legal să se taie și nu acoperă tot ce înseamnă necesarul pentru foc, la care se adaugă și un export minim pe care îl are România, să zicem undeva la 500 de metri cubi. Mai vorbim de
ceva milion care îl absorbe industria de mobilă și mai importăm ceva din afară prin Cronospan și prin alte societăți din Ungaria și din alte surse undeva la maxim 400-500 de mii de metri cubi. Deci iată că datele nu cad și este clar că avem tăieri ilegale masive în România. Am ajuns, ca să înțelegem, în ceea ce privește acum pădurile virgine și vazii virgine, că am auzit că s-a discutat și de către domnul de la Mod Silva. Noi am plecat în anul 1980, am plecat undeva la 12% de păduri virgine și vazii virgine în România. În prezent mai avem 3%. Catalogate, fiți atenți, sunt numai 30.000 de hectare, în curs de catalogare încă 20-30.000 și împreună cu WWF România și Greenpeace România, Coaliția Natura 2000, WWF făcând parte și din Coaliția Natura 2000, am reușit până acum să înregistrăm undeva peste, adică să catalogăm noi undeva la peste 100.000 de hectare pe care le-am transmis autorităților Ministerului Mediului și ce credeți că se întâmplă? În multe din aceste păduri se intră cu tăieri ilegale, se compromite total pădurea pentru a nu mai putea fi catalogată drept pădure virgină și vazi virgină. Este un furt generalizat, este un furt pe care clasa politică îl tolerează. Această clasă politică, care de fapt reprezintă niște oameni trimiși din teritoriu, se cunosc acești oameni, acești oameni care exploatează și câștigă anual în România în jur de 4 miliarde de euro din tăieri ilegale, din această exploatare a lemnului, își trimit în Parlament aceste persoane care îi reprezintă și care modifică legislația după bunul plac, în așa fel încât să-și poată continua tăierile. După o luptă, hai să spunem, destul de aprigă cu autoritățile, asta după ce a căzut guvernul Dragnea, am reușit să reintroducem confiscarea mijlocului de transport, cel care transportă lemn tăiat ilegal, am mai reușit să îmbunătățim și pe colo codul silvic, dar în general nu am reușit să introducem obligativitatea GPS-ului și să eliminăm transportul multiplu. Pentru că asta este principala problemă. De fapt, sunt două, trei moduri prin care furăm. Una, marcăm mai mult decât trebuie. A doua, facem transporturi multiple pentru a transporta acel lemn marcat mai mult decât trebuie. Și normal că este foarte greu, mai ales pe distanțe scurte, să verifici un transport. Dacă unui transport în România îi se acordă 72 de ore de la încărcare până la destinația finală, vă dați seama că în 72 de ore poți să ajungi în Suedia cu un transport. Ori am avut situații cu Greenpeace când am identificat și de 6 ori transport pe același aviz. Bănuiesc că majoritatea știi ce înseamnă un aviz de punere în valoare și cam în felul acesta se produc lucrurile în România. Ne aflăm acum într-o situație extrem de gravă în ceea ce privește aleile protejate, pentru că fiind scoase ONG-urile de la... A fost o politică totală de a scoate ONG-urile de la administrarea lor protejate, pentru că ele și avizau tot ce se întâmpla în aleile protejate. Ori acum avizează o autoritate a statului care nici măcar n-are reprezentanți în toate județele, care și-au angajat toate neamurile și toate pile numai specialiști să-și facă treaba, nu? Vorbim de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și cum majoritatea aleilor protejate sunt constituite din păduri, n-am reușit nici acum ca statul român să acorde compensații deținătorilor particulari de păduri supuse restricțiilor. Vorbim de cei care nu au voie să-și taie pădurile și care, fiind într-o zonă de restricție, și care ar trebui să primească niște compensații. Chiar am discutat cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, în principiu, a înclinat să suporte aceste cheltuieli, statul român să-și facă o socoteală și având în vedere că avem cea mai mare biodiversitate din România, din Europa și avem și cele mai multe păduri virgine din Carpați, noi estimam undeva la 250.000 de hectare, 100.000 de hectare fiind în celelalte țări care de, în care munții Carpați, în care există munții Carpați, deci 250.000 de hectare la noi, vă dați seama că Uniunea Europeană n-avea nimic împotrivă.
uite, nici până acum statul român nu vrea să solicite. Cea mai mare presiune pe deținătorii de păduri este pusă de această lipsă a compensațiilor pe care trebuie să le primească pentru faptul că nu pot exploata pădurea durabil. Și vreau să mai spun ceva și închei. ONG-urile din România nu s-au opus niciodată unei exploatări durabile. Dar țineți cont de schimbările climatice, le-am spus, țineți cont de Casa Verde, să le dăm oamenilor alte surse de încălzire, cum sunt panourile fotovoltaice, pompele de căldură și toate celelalte, și în felul acesta să începem să scădem foarte mult tăierea pădurilor. Până când vom ajunge, hai să zicem, la un echilibru ecologic și atunci să lăsăm pădurile să îmbunătățească, să reducem amprenta de carbon, să absoarbă, să mărim suprafața acestor păduri și să încercăm să stopăm efectele dramatice ale schimbărilor climatice. Vă mulțumesc foarte mult. Mai sunt foarte multe de spus, dar bă, gândesc că sunt și alți vorbitori. Da, da, vă mulțumesc foarte mult. Sigur, importanța societății civile, activiștilor civici, este de nedescris. Fără lupta acerbă a acestor organizații, a acestor persoane, eu cred că foarte multe lucruri rămâne în mlașna de zi cu zi în care suntem potmolite. Și unul din luptătorii de mulți ani în cadrul societății civile este și Oleg Brega, care știe ce înseamnă să lupți zi de zi, uneori fără rezultate, dar în marea majoritate a cazurilor să poți urca măcar un pas înainte lucruri. Și acum fiind și în Partidul Verde România, dar și am văzut că astăzi chiar, dacă și-a plouat câteva zile la rând, a fost și la sădit copaci și ieri de asemenea. Oleg, ce ar trebui să facă totuși societatea civilă și fiecare activist civic pentru ca noi să avem un rezultat mai eficient? Atât și care ar trebui să fie conlucrarea, probabil, între forțele politice, între administrația publică, locală, centrală și societatea civilă. Sau orice dorești tu. Mulțumesc! Dar... Da, pentru că mi-ați dat libertatea să vorbesc orice doresc. Da. Eu acum o să vă atenționez că sunt mai degrabă activist de drepturile omului și că observ în a doua oră de emisiune încă n-au început să vorbească femeile, dar avem prezente femei în discuția asta, de aceea vă rog frumos, dați-le voie să vorbească și pe mine lăsați-mă la coadă sau măcar după ce o să vorbească toate femeile. După aceea o să vă povestesc cum am fost la plantat, cum luptăm și uneori câștigăm, alteori nu, dar iată, ne-am apucat să facem și politică, noi activiștii de drepturile omului, de mediu și de libertatea cuvântului. Dar lăsați să vorbească femeile, suntem în luna martie, în luna egalității de gen. Bine, Oleg. Bine, Oleg, noi am scris după cum au solicitat, da? La mine este solicitare din partea doamnei Olga Afanas, da? Care este vicepreședinte a Partidului Verde Ecologist, da? Și de asemenea are o experiență bogată și în cadrul sectorului civic, da? Ca ONG-istă. Olga, care este viziunea ta? Te rog. Bună seara, stimați invitați, stimate invitate. Eu mă simt onorată să particip și mă bucur că am reușit să vorbesc în cadrul acestei întruniri. Am așteptat să se puncteze cele mai importante aspecte. Salut în mod special prezența reprezentantului Mol Silva, domnului inginer Munteanu. Ne bucurăm foarte mult pentru colegii din România care au fost... colegii și colegele, probabil, din România, care au fost deschise să participe, ne bucură foarte mult acest lucru și ni s-a prezentat foarte multe date. Nu o să mă repet, vreau doar să împărtășesc ceva ce am găsit recent, eu fiind și activistă pentru drepturile omului și actualmente și o activistă ecologistă, pentru că fac parte din Partidul Verde Ecologist, ceea ce mă bucură foarte mult, mă regăsesc foarte bine aici.
Ce vreau să punctez, dat fiind că am început să vorbim despre ce ar trebui făcut sau ce ar trebui să facă fiecare, ce ar trebui să facă onegiștii sau cum ar trebui să arate cooperarea. Eu am găsit recent, răsfoind niște articole mai vechi la tema păduri, niște date foarte interesante, mai vechi, dar care mi-au captat atenția. Probabil toți cei prezenți aici sau marea majoritate știu de celebrul Earth Policy Institute din Statele Unite, care realizează și a realizat de-a lungul deceniilor foarte multe studii, în special în materie de păduri, împădurire, impactul pădurilor asupra stopării încălzirii globale și adaptarea pădurilor la aceste încălziri globale. Earth Policy Institute, în frunte cu domnul Brown, care este un mare activist civic, mare activist ecologist și un mare savant care s-a ocupat de această problematică. Deci vreau să mă opresc asupra câtorva date la care au ajuns în 2008 americanii de la Earth Policy Institute. Ei au scris în 2008 că împădurirea în curs de 10 ani a 170 de milioane de hectare ar costa 20 de miliarde de dolari și ar constitui această sumă care pare astronomică, pare cosmică, da? 20 de miliarde de dolari. Ar constitui o sumă mai mică decât operațiunea SUA în Irak timp de 2 luni. Deci, ar costa împădurirea 150 de milioane de hectare care ar stopa la vreo 60% cu siguranță efectul de seră. S-ar derula în 10 ani și ar costa 20 de miliarde de dolari, ceea ce ar fi echivalentul la 2000 de operațiuni militare din Irak. Deci, la ce vreau să ajung cu asta? Că nu e relevantă că asta e la americani, că asta nu e la noi. Eu vreau să spun că dacă vrem să ajungem ca gradul de conștientizare a populației să crească la acest subiect, să crească voința politică, să crească nivelul de awareness, de conștientizare a noastră a tuturor, ar trebui să aducem asemenea date publicul, decidențelor și decidentelor, deci tuturor nouă, să ne aducem asemenea date concrete, exacte, așa cum a adus domnul Munteanu acum, dar concrete cu privire la costuri și la costuri în sens de câte vieți omenești o să ne coste. Dacă nu facem ceva, câte soluri pierdute, zădărnicite o să ne coste dacă nu facem ceva. Pentru că într-un articol pe care l-am citit recent am văzut că da, folosim lemnul din cadrul, să zicem, da, tăieri, inclusiv legale. Dar solul distrus în urma acestor tăieri uneori este mult mai valoros decât valoarea lemnului economică pe care o obținem. Deci nu vreau să spun, nu sunt expertă în acest domeniu, nu vreau să zic, să fiu categorică și să spun că întotdeauna este așa. Ceea ce vreau să spun este că e necesar să fim foarte atenți și să avem o abordare holistică, complexă, în acest sens. Deci să fim foarte atenți atunci când facem ceva și să argumentăm științific toate operațiunile pe care le avem. Și în acest sens, evident, salut activitatea tuturor celor care sesizează. Chiar dacă uneori poate sesizează o tăiere legală, este bine ca la public să se ajungă cu aceste date și cu aceste informații. Să se ajungă cu importanța fiecărui copac. Adică pentru noi, pentru că Moldova, eu am senzația că oamenilor această agendă ecologică nu le este pusă încă în priorități și ar trebui să fie pusă, pentru că îmbolnăvirea și impactul negativ asupra râurilor și solurilor este enorm. A faptului că avem 11,5% de împădurire și depinde și de calitatea acestor păduri. Rezistența pădurilor în timp depinde și ce specii și unde sunt plantate.
Vă mulțumesc foarte mult și mă bucur foarte mult pentru organizarea unor asemenea evenimente, pentru că asta este ceea ce trebuie să facem, să aducem oamenilor datele reale și cât mai mult. Vă mulțumesc mult, o seară frumoasă! Olga, mulțumesc mult și scuze pentru faptul că suntem mai la urmă cu doamnele, da? Am avut un... Dar Oleg, știu, totdeauna găsește acel punct slab a evenimentului și îl punctează. Bravo! Oleg, sper să facem continuare lucru dat în echipa Partidului Verde România și când e necesar și în Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova. De asemenea, știți, noi învățăm noi înșiși, dar învățăm și din experiența celor din jur. Aș vrea să întreb pe doamna Luba Prochnitsky din Frankfurt, care deja are o perioadă destul de lungă în acea regiune. Doamna Luba, care este atitudinea germanilor, nemților, da, față de pădurile lor? Iată, dumneavoastră deja sunteți în miedul acela. Ce ar trebui și noi să învățăm de la ei și să... să plantăm păduri, dar trebuie să și plantăm ceva în societatea noastră. Bună seara tuturor, mă bucur că vă revăd. Sigur că da, am 5 ani de când sunt aici în Frankfurt. Despre pădurile din preajma Frankfurtului vă pot spune puțin, pentru că nici posibilitate nu prea am avut să le frecventez, dar avem destule locuri de agrement în cadrul orașului pentru a ne petrece timpul liber. Iar eu locuiesc în una din zone, chiar în preajma unui parc din regiunea Nid, alături de fluviul cu același nume, care se revarsă în Main. Practic, vreau să vă spun că, în primul rând, Nu, așa cum Frankfurtul este populat mai mult de populație stranieră cu care noi comunicăm, de exemplu, este o atitudine grijulie față de mediul înconjurător. Și sunt niște norme care trebuie să fie respectate. În preajma, în regiunea locativă, din preajma zonelor de parc sau de agrement, sunt foarte multe păsări și animale. Păsări ca rață sălbatică, alte păsări mai mici și merge vorba de animale ca iepurași. Sunt foarte mulți iepurași și este categoric interzis ca noi să mergem să-i hrănim. Pentru că pentru ei este personal care poartă răspundere de îngrijire, mulțire sau micșorarea numărului de animale în preajă. A doilea ce îmi place mult, zonele de agrement sunt permanent îngrijite și la sezon sunt renovate. Copacii curățiți, aleile de tufișuri la fel curățite, în timpul verii li se dă formă. Este personal special care lucrează în orele de lucru, nu lucrează în orele de odihnă. Avem de la orele 1 până la orele 3 pauze, în perioada asta este pauză de liniște, bătrânii din preajmă, adică sunt protejați, se organizează posibilitatea de a se odihni. A doilea, toți cei care sunt, eu de exemplu închiriez apartament la una din companii care anul acesta face dată jubileară, cu regret nu vă pot spune dată rotundă, știu că este. Am văzut anunțul în care ei au plasat, organizează concurs, li se acordă o anumită sumă de bani pentru cea mai bună idee de înverzire a zonei din preajma localului unde ei locuiesc. Este o idee foarte bună pentru că noi avem topogane, avem teren de joacă pentru copii, avem zone de agrement pentru adulți, avem izboare amenajate unde poți să guști apa, poți să stai în preajma ei, să citești, avem dulapioare fără cheiță cu cărți unde poți să iei cartea, să citești și să o întorci înapoi.
poți aduce ale tale cărțile, le ieși acolo în acest dulăpior. Ce vă pot spune? Acolo unde este educația, acolo și este educația ecologică, eu cred că și educația spirituală și cea economică, sunt tot ceea ce se face de către administrația publică locală, de către stăpânii zonelor de agrement, se păstrează și se renovează. Și este foarte plăcut când la sezon am și uitat, cum se spune, localurile sunt renovate cu, și plantate cu flori, cu verdeața actuală sezonului respectiv. Este foarte plăcut și ne doresc mult și eu ca la Moldova să avem. Chiar în zilele de odihnă am fost cu ai noștri moldoveni, am sărbat una din zile de naștere, la care s-a vorbit că se organizau în zile de odihnă din săptămâna respectivă să meargă la pescuit, în mod organizat. A pescui, acolo poți să faci la grătar, acolo poți să... femeile gătesc la grătar, bărbații pescuiesc, pentru o plată concretă, prinzi peștele, peștele mic este întors înapoi în apele iazului, cel care l-ai prins, poți să le iei cu tine acasă, pentru o anumită contraplată. Așa, zone sunt multe, noi moldovenii ne mai plecăm la parc la grătar, pentru că grătarul la bloc este interzis, ne odihnim cum putem, ducem dorul celor de acasă, localurilor de acasă și ne doresc mult ca administrația locală din Moldova să ia inițiativa plantării zonelor de agrement, organizării sau deschiderilor zonelor de agrement, ci a menajerii centrelor localităților prin implicarea asociațiilor obștești. Să vină inițiativa de sus în jos și nu de la organizații obștești, la cele administrative. Cu aceasta vor fi mobilizate organizațiile obștești și va fi o longevitate a proiectului realizat. Pentru că administrația, când își planifică să facă careva amenajeri, ea își poartă răspundere ca aceste amenajeri să fie de lungă durată. Asta le doresc celor de la Moldova și dacă este necesar, putem să ne implicăm cu remiterea pozelor, pozelor foto, suntem toți înarmați cu telefoane mobile de calitate, să vă remitem diverse poze a localurilor de agrement din zonele noastre respective, care și unde se află. Cum ar trebui să fie? Cum este deja undeva și cum ar trebui să fie? Eu cred că de la această propunere nu o să se refuze primarul satului Bălăurești, raion Niscureni, Alexandru Ionel, care este unul din cei mai tineri primari din Republica Moldova, la primul mandat, dar care încearcă să mențină localitatea sa, să o dezvolte din punct de vedere ecologic, având și el în apropierea satului, nu în gestiune, după cum cunosc, dar în apropierea satului și pădure. Alexandru, cu care este viziunea ta din perspectiva unui ales local, unui primar, da? În această zi mondială a pădurilor, ce trebuie să facem noi aici acasă ca să nu se taie, ce ar trebui să facă administrația publică locală ca să nu se taie licit pădurile, ca noi să creștem procentajul de împădurire a Republicii Moldova? Ce faceți voi la Bălăurești pentru ca să fie mai bine în domeniul dat? Da, vă salut. Vreau doar un moment, mă scuz. Noi avem încă maxim 20 minute, de ce trebuie să încercăm încă 3 vorbitori să intrăm în cadrul dat și să facem da. O recenție. Am înțeles, succint. Deci, vreau să vă spun că cu regret administrațiile publice locale de genul cum este la noi în Bălăurești, suprafața din pădurire este una care coincide cu media pe Republică, deci din totalul de 1600 de hectare avem 150
Avem 150 de hectare de pădure, dintre care 140 sunt în administrația Agenției Mult Silva și doar 10 sunt în administrația Autorității Publice Locale. Noi, ca administrație publică locală, ne dorim foarte mult să extindem această suprafață, dar ne ciocnim cu situația financiară. Deci, e regretabil faptul că dacă vrei să împădurești, trebuie să procuri arborii, dar nu ne oferă Agenția Mult Silva cumva gratis, sub garantul că noi vom planta și vom avea grijă. Și atunci când, din punctul meu de vedere, ca reprezentant a poporului din locul despre care vorbesc, atunci când se fac tăieri planificate prin pădurile din preajma localității, eu cred că ar trebui întotdeauna să fie consultate cu administrația publică locală, deci suprafața care se prevede să fie tăiată pentru a obține masă lemnoasă, și cred că ar trebui să fie permisă printr-o decizie de consiliu local, pentru că oamenii din localități, deci ei ar trebui să fie beneficiarii pădurilor. Și nu mă refer doar la masele masă, mă refer aici la aer curat, la mediul înconjurător, care ei, păștinașii, locuiesc. Deci cam asta a fost ideea despre care am vrut să vă spun, dacă mă refer succint. Și sper să fie luat în considerație de către domnul Mundeanu, să poate să previe, să propună la nivel central o așa mod de administrare atunci când merge vorba de extinderea plantației în localități, fie oferiți arbori gratuit, dar să fie și monitorizată soarta aceștor arbori. Alexandru, mulțumesc mult pentru intervenție și, într-adevăr, cred că administrația publică locală trebuie să fie consultată în mai multe domenii și, îndeopște, consultările publice ar trebui să devină pentru toți, nu numai Mult Silva, Rom Silva sau orice altă agenție de stat, ar trebui să fie ceva ordinar, fiindcă poporul trebuie să știe ce se face, unde se face, cum se face, și atunci ar fi și mai puține, probabil, probleme, neclarități, neînțelegeri. Eu aș vrea să-i acord cuvântul foarte insistent, să cere și unui critic destul de apric domeniul ce se face în silvicultură, domnul Fediuș, ultimul timp în calitate de activist civic pentru combaterea tăierilor ilegale. Igor, care este viziunea ta? Ce trebuie să facem noi? Dar scurt. Bună seara! Bună seara, noi auzim. Deci vreau să salut toți participanții la acest webinar. În primul rând, un mare salut domnului președinte Partidului Verde din România, Florin Călinescu. Bună seara! Silviu, domnul Trifu. Și nu în ultimul rând, persoanelor care au organizat Partidului Verde Ecologist din Republica Moldova ca organizatori, și este binevenită, vreau să spun că ori de câte ori organizați asemenea mese rotunde, abordând și discutând niște probleme globale, într-adevăr, care ne dor pe fiecare dintre noi și nu știu care este totuși esența și conținutul până la sfârșit, că noi tragem asemenea semnale de alarmă. Semnalele de alarmă pe care le tragem toți împreună, dar în mod special la cei care avem un statut de Partid Verde, Partid Verde Ecologist, activiști civici, oameni care se sacrifică din toate punctele de vedere pentru a sensibiliza opinia publică la capitolul încălzirii globale, la capitolul defrișări, la capitolul poluare, la capitolul pungi, la capitolul plastic. Deci toate aceste toxine, și eu etichetez la modul cel mai dur toxine din punct de vedere a unor instituții ale statului, și vorbesc din numele statului Republica Moldova,
deoarece statul român mi-a dat carte, eu am făcut studiile la Brașov, am absolvit Universitatea Transilvania, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, acum 21 de ani. Deci ce pot menționa? Școala românească este o școală, vreau să spun, cu verticalitate, cu dascăli de o vastă valoare și, în primul rând, nu știu de ce, dar în continuare eu înțeleg că lucrurile nu vor să se așeze așa cum ar trebui, de fapt, să fie ele în acest ecosistem. Dacă vorbim totuși în acel limbaj silvic, vorbim în acea limbă, acel grai a domeniului specific silviculturii, eu îmi pun întrebarea ca specialist în ramură. De ce totuși aceste instituții ale statului, în Republica Moldova, începând de la Agenția de Stat pentru Silvicultură Moldsilva, de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului, de la acel Minister al Mediului, au în fruntea asemenea instituții persoane incompetente și incompatibile cu statutul lor profesional. Noi avem în asemenea instituții ale statului persoane care au, vreau să spun că, un trecut foarte murdar, au fost destituite din funcție, au fost repuse în funcție. În continuare, prin aceste intervenții care le facem ori de câte ori, când ne se oferă ocazia și primim acele semnale de alarmă de la persoanele din teritoriu, că barbarii și criminalii, cum i-am etichetat eu de fiecare dată, care taie fără nicio milă arbori de valoare, arbori semințeri, arbori de viitor, transportă masa lemnoasă la miez de noapte, fără facturi. În ultima vreme am prins chiar la dumneavoastră în teritoriul la Holercani, unde am mai fost și mințiți deja că ei au semnătură electronică. Mulți stimați internauți, toți participanții la asemenea conferință, credeți-mă că în secolul 21 lumea avansează, dar avansează în prostie, în degradare, într-o catastrofă ecologică alarmantă. Unii, eu am spus-o și o repet cu fermă certitudine, natura nu o să ne dea termen de prelungire. Ea când o să răzbune, nu o să ne întrebe statutul social, criteriu politic, apartenența socială sau religia. Deci eu semnalizez și este, vreau să spun că, nu știu, această sufocare pe care încă noi nu o conștientizăm, că pădurile din Republica Moldova, și accentuez, sunt de grupa întâia funcțională, au rolul de protecție. Pădurile din România au două funcții, funcții de protecție și funcții de protecție și producție. Dar noi, ca cetățeni, ca specialiști, când tragem asemenea semnale de alarmă, nu știu de ce autoritățile, începând de la acei inspectori de mediu, de la acea gardă forestieră, de la acea poliție, de la acea procuratură, de la acea justiție, nu conștientizăm că ăsta este adevărul. Eu am spus-o în unele interviuri, în ultimele filmulețe care am fost alături atât de Partidul Verde Ecologist, care îl reprezint, îl simpatizez și ori de câte ori am ocazia, este, vreau să spun că e benefică pentru mine, că eu pot contribui cu ceva pentru a îmbunătăți starea lucrurilor în țară, în țară. Mai mult ca atât, cu acțiunile care le-am făcut cu Democrația Acasă, cu domnul Costiuc, iarăși a fost acea participare a dumneavoastră, domnul Marenuța, unde noi am văzut clar în rezervații natural științifice dezastru. Să scot oameni buni cioatele, să vorbește de reconstrucție ecologică. Vă dați seama și barbari. Ce ticăloși! Nu știu ce statut le dau, dar credeți-mă că aceasta este un ecocid. Deci, noi ne distrugem Homo sapiens personal. Fiecare inconștient, dar mai mult ca atât ei o fac conștient. Deci, acest mediu, acea pădure care ne produce oxigen, ne stabilizează solul, ne purifică apele și încă mai are rolul și să ne recreeze. Să ne aducă, știți cum spune, când te duci într-un parc, într-o pădure, vrei mult mai încărcat, mult mai odihnit. Igor, mulțumesc mult, noi am înțeles. Deci eu, sănătate tuturor, eu într-adevăr m-am oprit într-o parcare pentru a fi în direct cu dumneavoastră, vă susțin pe deplin și să știți că ori de câte ori este nevoie, voi interveni chiar de pe traseu, de unii o fi, din cauza că sunt niște lucruri care le abordează o lume întreagă. Dar noi... Igor, noi am înțeles, mulțumesc foarte mult, dar noi am înțeles că
Problema corupției ea este una în toate rămurile aici în, în domeniul silviculturii. Nu cred că este fără de, fără de ea. De aceea lupta cu corupția este atât în România cât și în Republica Moldova și la nivel mondial este o luptă care se dea pe viață și pe moarte. Și aici în, încet, încet ne apropiem și de finalul acestei discuții, dar n-aș vrea să finalizez sau să facem unele concluzii înainte de a-i oferi cuvântul și domnului Brega, care atât de generos a oferit spotul său doamnelor. Oleg. Mulțumesc. Până să ajung să votez pentru doamne, aș vrea să ajungă pe liste, eventual pe liste verzi, ca să le putem vota. Altfel o să așa votăm doamne din alte partide, ca să vă zic așa. Le-am dat să vorbească în locul meu și mă bucur că au vorbit, ați văzut, extraordinar de bine. Eu sunt naiv și foarte sincer plantator. Am fost și ieri la plantat și azi la plantat și plantez de când mă țin minte oriunde. Plantați, plantați că ceva o să rămână. Nu contează ce soi, chiar pe rudele mele, familia mea am convins-o, pământurile pe care nu le prelucrăm acolo la țară, să le plantăm cu nuci, cu orice, chiar în locul plantației de viță de vie pe care a pus-o tata pentru uz personal. Noi nu folosim vița aceea de vie, am pus nuci în loc și vrem să înverzim cât mai mult. Ieri am plantat lângă Buftea, într-o pădure gestionată de Rom Silva, probabil aparține statului. Am fost șocat de faptul, na, bine, impresionat că am venit noi voluntari de la Partidul Verde, simpatizanți, cu copii și am plantat acolo neremunerat. S-a plantat stejar, dar s-a plantat pe o parcelă pe care s-a tăiat totul ras, la zero. Și omul cela, pădurarul care ne-a ghidat și ne-a oferit ocazia să lucrăm voluntar acolo, ne-a zis că ăsta e rolul pădurii, să scoatem lemn din ea, punem stejar, scoatem stejar și îl dăm unde necesită industria. Și m-am mai mirat că un stejar sau vreo doi de vreo 200 de ani, foarte groși, seculari, s-ar părea patrimoniul natural al țării, nu l-au tăiat doar pentru câțiva ani ca să rămână umbră pe parcela aia, după care tot o să meargă la prelucrat cât îți vii, cât îți verzi. Deci el zicea masă lemnoasă, noi ziceam copaci, pomi, plămânii, planete, el zicea masă lemnoasă. În felul ăsta văd ei pădurea. Dar poate omul e sincer, e meseria și a fost pus să facă chestia asta. Dar pe noi care suntem niște ecologiști naivi ne-a șocat. Iar azi am fost la plantat în pădurea București, care încă nu-i pădure, la genunchiul broaștei, plantăm de vreo 3-4 ani acolo, voluntar. E un proiect de gherilă, încă inexistent, în gârla râului Dâmbovița și din nou m-a mirat și m-a șocat că acolo oamenii se duc și aruncă deșeuri de tot felul, nu doar de șantier, inclusiv gunoaie. Și duc caprele, oile și pasc, ceea ce noi muncim și încercăm să facem o fâșie verde de protecție a capitalei. Și de asemenea m-am mirat că oamenii, activiștii, oameni de partid verzi, au zis, păi, dar asta nu prea e activitate politică. Zic, vreau să-i conving pe cât mai mulți verzi, membri de partid, că plantarea e și activitate civică, e și activitate politică, e și activitate umanitară, ca să zic așa, că lucrăm pentru noi și pentru generațiile care vin după noi. Mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a vorbi. Oleg, mulțumesc foarte mult. Iată că am ajuns și la finalul webinarului. Dacă cineva dorește să mai adauge ceva sau să se expune pe subiectul discutat astăzi. Deci, eu vreau să mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat să avem această discuție, o discuție destul de necesară, o discuție în care am încercat să descurcăm ce se întâmplă în domeniul pădurilor. Dar cel mai important, să sensibilizăm societatea, atât în România cât și în Republica Moldova, despre necesitatea protejării pădurilor, plantării pădurilor, despre necesitatea educației ecologice și anume, astăzi vorbim despre păduri. Am auzit poziția oficială a reprezentantului agenției Moldsilva. Cu regret nu am avut pe nimeni
sau nu s-a conectat de la Rom Silva. Poate data viitoare vom avea. Și cel mai important este că noi, atât Partidul Verde Ecologist din Republica Moldova, cât și Partidul Verde România, ne vom lupta și în continuare ca fondul forestier atât al Republicii Moldova, cât și al României, să fie protejat, el să crească. Fiindcă dorim noi sau nu dorim, acea este cursul vieții și pădurea, apa, sunt câteva subiecte care noi nu putem să le dăm într-o parte sau să le ignorăm. Fără el noi nu putem trăi la fel ca și fără aer. Domnul președinte Călinescu, dumneavoastră, dacă doriți să spuneți câteva cuvinte în finalul acestui webinar. Da, vă mulțumesc tuturor și rămân cu un gând bun și cu speranță. E ceva care trebuie, în primul rând, despre noi nu este neapărat vorba, pentru că este sângele nostru, este doctrina noastră, sănătatea planetei. Desigur, politic trebuie reparate toate celelalte domenii, de la educație, la știință, de la cercetare, la turism, de la agricultură, dar bineînțeles că fiecare ONU s-a spălat pe mâini foarte frumos și a declarat fiecare zi a anului câte o zi a unui domeniu. Așa cum în calendarul nostru religios pe fiecare zi sunt deja zeci de mucenici, de sfinți, de sfințișori, când eu am aflat că este doar Domnul nostru și cu cei 12 apostoli, acum biserica înghesuie acolo tot felul de alte persoane. Foarte bine, să fie cât mai mulți sfinți. Noi ceea ce putem să facem, o să facem. O să ne organizăm, o să punem ceea ce înseamnă pădurea, apa, aerul și pământul pe prim plan, pentru că, desigur, celelalte domenii nu mai au nicio importanță dacă nu mai putem să punem piciorul pe pământ, să scoatem roade de acolo în mod organic, bio, fără să mai otrăvim solul și țărâna, da? Fără să mai otrăvim apele și să le depopulăm. Și știu ce spunea doamna din Germania, că așa este, un kilogram, două de pește îți ajunge, restul poți să satisfaci și timpul liber și sportul și așa mai departe. După care, desigur, dacă nu mai putem respira, pentru că bioxidul de carbon se tot adaugă. Toate celelalte lucruri sunt inutil și sfârșitul este aproape. Mă bucur foarte tare că domnul președinte al Statelor Unite, primul lucru pe care l-a făcut, așa cum a promis în campanie, în prima zi de Casa Albă, a întors America în acordul climatic de la Paris. Mă bucur că astăzi am citit, să fim serioși, nu, că am conduc o parte din planeta asta. Au semnat un tratat destul de temeinic cu India și dacă coloșii ăștia, Statele Unite, India, dacă mâine și China înțelege și poate Rusia, restul, să fim serioși, Africa și America de Sud nu poluează atât cât o face lumea industrializată. Alergăm după tot felul de obiecte care parcă ne ușurează viața și ne încântă, dar mă uit tot, cum spunea doamna din Germania, de grătar. Nu poți să faci grătarul nici cu un telefon mobil, nici cu un computer, nici cu un automobil, nici cu ochelare de soare, nici cu nimic, ci tot cu un pic de lemnișoare și de cărbune, poate, sau să-i aprinzi cu ceva paie și așa mai departe. Deci, iată lucruri simple care nu se pot face decât cu lucruri simple. Mă bucur, de asemenea, că marile state producătoare de automobile au înțeles și veți vedea o îmbunătățire imensă, maxim în 10 ani de zile am înțeles, că toți fabricanții de automobile, cel puțin europeni, nu vor mai produce decât automobile electrice. Și tot așa.
Câțiva retrograzi îmi spun, dar ce vrem să ne întoarcem la corăbii cu pânze, să dăm foc la paie cu lentila, cu soarele, ce vrei să... Da, zic, cam așa ceva, dar mai trebuie să umblăm cu corăbii. O să fie și avioanele pe pile nucleare și combustibile electric, o să fie și vapoarele și așa mai departe și așa mai departe. Sper ca mărturia noastră pe acest pământ să cuprindă cât de cât o mică îndreptare. Desigur, fără în semn politic, nu vom face decât să discutăm și să ne afirmăm noi între noi bunele sentimente și intenții. Atunci când vom ajunge acolo și ne vom ține ferm și clar de legi, pentru că tot ce vorbim noi, numai prin legi. Rom, Silva, mult, Silva, ilegal, legal și așa mai departe. În momentul în care, așa cum am spus eu la intrarea politică, un copac tăiat aiurea înseamnă un an de pușcărie, restul n-au decât să socotească infractorii și așa mai departe. Credeți-mă că totul se poate organiza și urmări prin legi care însă să se voteze și să se respecte. Fraților, vă mulțumesc încă o dată. Știi că în rugăciunea aia de seară, eu sunt mic, înger, îngerașul meu, eu sunt mic, tu fă-mă mare. Cu siguranță, Vitalie, noi facem acest lucru, trebuie să găsim oameni, tineri, cum spune și Oleg, să îndrăznim, să dăm femeilor ceea ce ele și colega noastră de acolo m-a impresionat. Noi bărbații suntem mai moi așa în discursuri. Iată o colegă foarte, foarte entuziastă, ceea ce nouă bărbaților ne lipsește de cele mai multe ori. Dar cu siguranță și tineretul trebuie atras și pus pe poziție și sper ca să lăsăm în mâinile lor ceea ce trebuie făcut. Eu cred că în Europa trendul verde, începem cu Germania, Austria, eu știu, țările nordice, unde e undeva la 10-20%, trendul ăsta verde nu poate să fie decât singura cale și singurul drum. Pentru că dacă nu facem ceva pentru planeta asta, sfârșitul este foarte aproape. Lucrarea sfârșitului a început, cum ați remarcat și dumneavoastră, ori dacă nu se pune stop, nu frână, stop, dacă nu se pune stop, s-ar putea în timpul vieții noastre să prindem planeta cenușie, de cenușă, de fapt. Mulțumesc, dragi colegi și prieteni. Sănătate. Vă mulțumesc și eu, așa este, da. Și să sperăm că valul verde care practic a venit asupra Europei, valul verde politic din perspectiva alegerilor care le face societatea, va veni și în Republica Moldova, în România, fiindcă ideologia ecologistă este impusă nu atât de dorința oamenilor, cât de necesitatea care ne impune planeta deja. Noi avem 50 de ani de ideologie ecologistă și deja în multe țări care s-au trezit poate mai devreme, deja cei care își pun ca prioritate să salveze natura, să salveze planeta, sunt la guvernare și o fac în fiecare zi, zi de zi. Și sunt de acord, trebuie lucruri mici să facem și atunci noi vom căpăta și lucrurile mari. Așa cum a spus Oleg, pune un copac, pune doi, poate să aprinde unul. Mai știi cum? Dacă chiar nu ești acasă, îl udă vecinul. Nu cum la noi unii guvernanți pun anul ăsta o alee sau undeva la un capăt de pădure, la anul viitor se duc și plantează tot acolo, în același loc și peste un an tot acolo. Deci, și încă un lucru mic este, un lucru mic care în principiu este mare, educația. Noi trebuie să ne educăm noi însuși, să educăm pe cei din jur și să ne implicăm. Să ne implicăm toți de la mic la mare, fiindcă nu putem să lăsăm lucrul să-l facă altcineva în locul nostru. Mâine e o altă zi internațională, da? Ziua apelor și ceva foarte dureros pentru noi, pentru cei din Republica Moldova, fiindcă avem un reunistru care practic de el depinde 63% din tot sistemul hidrografic al Republicii Moldova
și cu regret atât autoritățile cam au atitudine nepăsătoare față de el, dar și Ucraina dorește să instaleze vreo 6 hidrocentrale și este un subiect care putem să-l discutăm în zilele următoare de asemenea. Și mă bucur faptul că în acest subiect sunt și colegii noștri verzi din Ucraina, așa cum noi suntem o familie strânsă europeană, ne susțin în domeniul dat. Și apropo, ei ne salută, privesc pe Facebook și ne-au trimis acum o felicitare cu acest webinar, organizarea acestui webinar. Le transmitem și noi lor cele mai bune cuvinte. Și fiecare dintre dumneavoastră numai și numai bine. Un multă sănătate tuturor pădurarilor și tuturor celor din silvicultură în legătură cu Ziua Internațională a Pădurilor. Noi le dorim să aibă tărie de caracter, să nu taie, să nu fure, să fie susținut de stat și de societate și să aibă posibilitatea să-și facă și dorința să-și facă lucruri cât mai bine. Mulțumesc. La revedere! La revedere tuturor! Sănătate și o seară bună!